Și când se întâmplă să scriu eu acum, scriu, da, să denumesc ce fac, că îi dau nume sau nu contează, așa. Și scriu câteodată și mi se împart cuvintele ciudat, da, se termină și o ia din rând nou, foarte ciudat, mai are loc, dar nu încă. Și vrea să-mi spună ceva universul și eu nu mă încăpățânez să apăs să se facă cuvântul ăla. Ori el îi, cum scriam înainte, masterclass, da? Și tot timpul îmi făcea așa, M, și dintr-un rând nou, masterclass. Spune ceva de fiecare dată și oricui se întâmplă, nu doar mie. Dar suntem încăpățânați și... Eu sunt foarte încăpățânată. Cum, domnule, nu? De ce să nu scrii așa cum... Și înseamnă că așa trebuie să fie. Ăsta e mesajul. Nu e care vreau eu să-l interpretez, nu? Adică e crud, e trei virgule, o virgulă, de aici vin regulă sau neregulă în a scrie, e corect sau nu, sunt alte vremuri, nu mai merge cu... Ce face, câte clase are că nu scrie corect și când se exprimă, nu spune corect, nu se exprimă corect, nu, pentru că vin mesajele așa și ele vin crude. Și eu dacă le răstălmăcesc pentru mine e un fel și dacă trimit mai departe mesajul crud, fiecare îl răstălmăcește cum trebuie pentru fiecare. Deci nu numai pentru mine. Și înțeleg eu lucrurile și eu mi-l răstălmăcesc, dar îl trimit mai departe crud. Asta trebuie să-mi intre bine în cap, să mă obișnuiesc. Da, cred că așa. Și să nu-mi fie frică să... Uite acum am venit. Stele, nori, apă, cer, suflet. 3. 1. Runic. Poză. Vii. Da? Astea sunt mesajele care când înțelegi și ajungi, te trezești, astea sunt. Și tu ca să nu te simți trăsnit cu leuca în lume și să încerci să te televizionezi, încerci să le aduci la o noimă, la o înțelegere și nu-i despre asta. E chiar mesajul crud, e și mult mai interesant și mai simpatic și mai adevărat și vine direct informația neprocesată ca mâncarea. Aia e adevărat, aia e corectă. Dacă o iau eu prin arătură cu părerile mele, alea sunt doar părerile mele. Da, trebuie să am grijă.